Întrucât și ora și numărul participanților ne permit, declar deschise ședințele de astăzi, ședința de astăzi a Consiliului Local Onești. Proiectul inițial al ordinei de zi a avut 11 puncte, 10 puncte cuprinzând proiecte de hotărâri, iar la punctul 11, probleme de interes local. Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi la numărul 7, și anume proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Onești în adunarea generală a acționarilor la SECE, domeniul public și privat Onești S.A., la propunerea inițiatorului, primar Neghină Victor Laurențiu, se retrage de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Ordinea de zi se suplimentează însă cu încă 3 puncte, punctele 12, 13 și 14. Aș vrea să știu dacă cunoașteți proiectul ordinii zi din convocare. Dacă este cunoscut, n-am să dau citire tuturor proiectelor aflate pe ordinea de zi. Numai dacă sunt observații, vă rog să le expune, să vă expuneți punctul dumneavoastră de vedere. Dacă sunt observații. Dacă nu sunt observații, atunci să trecem la vot. Cine este pentru ordinea de zi în forma prezentată? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci ordinea de zi a fost votată așa cum a fost dumneavoastră prezentată. Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi, vă rog să vă exprimați votul asupra proiectelor de procese verbale de la ședințele anterioare ale autorității deliberative, respectiv ședința ordinară din 29 septembrie, ședința extraordinară din 30 septembrie, ședința extraordinară din 5 octombrie și ședința extraordinară din 18 octombrie. Pentru ședința ordinară din 29 septembrie, vot pentru. Dacă sunteți pentru forma în care este prezentat proiectul. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ședința ordinară din 30 septembrie. Să votăm și pentru aceasta. Pentru, împotrivă și abțineri. Ședința extraordinară din 5 octombrie. Pentru. Cine este? Împotrivă, abțineri. Și ședința extraordinară din 18 octombrie 2021. Pentru, împotrivă, abțineri. Deși aceste proiecte au fost aprobate în unanimitate. Înainte de a trece la punctele de pe ordinea de zi, domnul Cimpoieșu m-a rugat să aibă o intervenție, dacă sunteți de acord cu această intervenție. Mulțumesc, doamna. Dar urmă să fiu cu totul de scurt. Sunt niște lemuri foarte bine și aș vrea să mulțumim echipei de management a spitalului Ionești, condusă de domnul Corcea, precum și echipei de la urgențe, condusă de doamna Băncescu, care în perioada asta după luptă, nu mai știu. N-am știut cum să procedez altfel și am zis că cel mai ok ar fi să încercăm să le arătăm o parte din cunoștința noastră și, și aici am venit. Mulțumesc mult! Mulțumesc și noi, domnule Cimpoieșu. Vom trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pentru anul 2021. Îi dau cuvântul domnului secretar Spânu pentru a prezenta raportul de specialitate asupra proiectului numărul 1. Direcția de asistență socială solicită efectuarea unor modificări în structura bugetului care să asigure respectarea măsurilor ce se aplică ca urmare a prelungirii stării de alertă.
Aceste modificări vor fi efectuate prin birou de credite bugetare neutilizate și transferuri la pozițiile bugetare unde sumele sunt insuficiente. Facem precizarea că valoarea totală a bugetului DGAS Unești rămâne neschimbată. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Vă rog raportul, avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect. Dacă nu, să trecem la vot. Pentru, cine este pentru? Și eu. Împotrivă, dacă este cineva. Abțineri. Deci proiectul trece conform propunerii inițiale făcute de domnul primar Neghină Victor Laurențiu. Trecem la proiectul numărul 2 din ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, înființare cimitir și construire capelă mortuară. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Vă rog, domnul secretar, pentru raportul de specialitate. Având în vedere numeroasele solicitări formulate de către cetățenii municipiului Onești pentru înființarea unui cimitir ortodox, protopopiatul Onești a demarat procedurile în vederea obținerii tuturor documentațiilor de urbanism, printre care se numără și aprobarea documentației planului urbanistic zonal, înființare cimitir și construire capelă mortuală. Având în vedere documentația înaintată spre analiză, precum și prevederile legale în vigoare invocate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Vă rugăm avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci și acest proiect trece conform propunerii inițiale. Proiect de hotărâre numărul 3 pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, construcție, spațiu, vânzare, obiecte bisericești, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Documentația de urbanism propusă nu are ca obiect schimbarea funcțională sau modificarea semnificativă a indicatorilor urbanistice aferenți subzonelor unității de cult și celor de gospodărie comunală cimitir. Obiectul principal al reglementării propuse constă în studierea unei soluții urbanistice de amplasare și conformare arhitectural al inserției propuse, fără prejudicierea ansamblului situat în zona de protecție a monumentului istoric. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Vă rog raportul comisiilor. Avizul. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Nu sunt, atunci vă rog votul dumneavoastră pentru, împotrivă, abțineri, deși proiectul numărul 3 trece conform propunerii inițiale. Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea listei de prioritate numărul 5 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor ANL din municipiul Onești pe anul 2021. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz în condițiile legii. Având în vedere că la momentul actual este disponibilă o locuință ANL, se impune repartizarea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarului depus la Legislatura Primăriei Municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a solicitanților care au acces la locuințele ANL. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma propusă. Mulțumim. Deci raportul de specialitate a fost prezentat. Vă rog avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3.
Domnul sergentul, comisia numărul 3. Și comisia numărul 4. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deși acest proiect trece conform propunerii inițiale. Proiect de hotărâre numărul 5. Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 16,50 metri pătrați din imobilul situat în strada Victor Babeș, numărul 1, etajul 1, municipiul Onești, către Alianța pentru Unirea Românilor, AUR. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune închirierea spațiului în suprafață de 16,50 metri pătrați situat la etajul 1 al imobilului din strada Victor Babeș, numărul 1, municipiul Onești, respectiv camera 5, indicat conform anexei, cu destinația de sediu partid politic. Alianța pentru Unirea Românilor, pentru o durată de 10 ani. Prețul pentru închiriere este de 0,1 lei metru pătrat lună, conform anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 244 din 21 aprilie 2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale pentru anul 2021 în municipiul Onești. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Aș vrea să zic o treabă. Poftiți, doamna Pascu. Mi-aș dori ca reprezentanții AUR la nivel local să nu facă ceea ce fac cei la nivel național, atât de tot. Cine este reprezentanții la nivel local? Habar n-am. Ceva la nivel local. Nu știu, vom vedea. Mi-e plăcere, deci... E cu surprize. O să fim surprinși, eu zic. Acum asta e stilul lor, e complicat. E o vorbă, când se aseamănă salunul. Așa, așa și noi să fie cineva din cadrul reprezentanții, din cadrul partidului AUR, pe aici, așa. Nu. Nu. Nu sunt? Nu sunt. La viitoare. Dacă mai vrea să discute cineva, dacă nu sunt până la vot această inițiativă, cine este pentru? Ați numărat? O indicație, da. Mai mult că numărat, numărat cu aia împotrivă. Da, numărat împotrivă sau abține. Da. Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva. Da. Păi nu, dar nici abținere, nici vot sau nu participați la vot. Deci haideți încă o dată, cine este pentru? Pentru. Până la urmă e un partid parlamentar. Împotrivă este cineva? Nu s-abține nimeni, deci proiectul trece în forma propusă, inițial. Dar nu știu cum s-a votat la PNL, că n-am reușit să... Pentru, toată lumea a pentru. A fost pentru, da. Pentru. E legal. E legal. Nu are nicio legătură. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 6, privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și municipiul Onești, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Vă rog, domnul secretar. Pentru bună funcționarea serviciilor de salubrizare, toate municipiul Onești a transmis atât Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cât și Consiliul Județean, solicitarea de suplimentare a numărului de pubele alocat anterior. Necesitatea suplimentării a intervenit ca urmare a situațiilor specifice apărute, cum ar fi modificarea numărului de locuitori, locuințe noi, drumuri locale, inițial greu accesibile pentru autovehicule de colectare, transport deșeuri, care au fost modernizate. Astfel se impune dotarea populației din aceste zone cu echipamente de colectare deșeuri menajere. Față de cele mai sus expuse, supunem spre adoptare proiectul în forma prezentată. Mulțumim, domnul secretar. Vă rog avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul numărul 6 trece conform propunerii inițiale. Trecem peste proiectul 7 care a fost retras de pe ordinea de zi și ajungem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 din 14 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Domnul secretar, vă rog. Liceul cu program sportiv Nadia Comunici ne solicită desemnarea încă unui membru din partea Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație ale acestei unități de învățământ. Acest lucru a apărut ca urmare a deciziei Inspectoratului Școlar Județean Bacău de a stabili componența Consiliului de Administrație al acestei unități de învățământ din 13 membri. Având în vedere cele menționate, reprezentanții Consiliului Local trebuie să fie în număr de 3, drept pentru care propunem desemnarea încă a unui membru din partea Consiliului Local. Urmează ca dumneavoastră să faceți nominalizarea, iar votul este secret, după cum bine știți. Avizul comisiei numărul 3. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Propuneri. Fiecare grup parlamentar de consilieri, dacă are câte o propunere parlamentară. Da. Da. Fac eu Moldovan Liviu. Ok. Deci este o singură propunere. Mai este o altă propunere? În aceste condiții nu o să mai facem pauză să completăm căsuțele cu reprezentanți. Fiind o singură propunere, se votează proiectul pentru, împotrivă sau abținere pentru domnul Moldovan Liviu. Deci trebuie să mergem acolo, da? Da, sigur. Se votează în această pauză fac poate cu o bunăvoință a unei firme, nu știu, sunt acele sisteme de vot și pe tablete și pe telefon în care ne vor ajuta foarte mult în ședințele online să votăm pe o vot nominal de o aplicație. La votul secret, votul administrativ nu are nevoie de prezentare
Mi-o propusesem undeva la sfârșitul lunii, dar în urma anunțului făcut de președintele României că de luni vor fi luate anumite măsuri, neștiind exact ce măsuri se vor lua, posibil să nu mai putem face ședințele în format fizic sau cine știe ce va fi de luni, mi-am propus să fac azi o mică prezentare. Va fi o prezentare succintă și va da materiale un pic mai repede. Dacă există anumite scăpări sau anumite nelămuriri, eu m-am hotărât azi noapte pe la 11 să fac prezentarea. Azi am avut și zi de audiențe. Posibil să-mi fi scăpat din... Posibil să-mi fi scăpat anumite informații, deși eu cred că am fost destul de atent când am făcut această centralizare. Am făcut-o cu sprijinul colegilor din cadrul primăriei și DPP, bineînțeles. Și dacă descoperiți anumite lucruri care nu le înțelegeți, cu drag vreau să discutăm pe ele. Rezultatul votului, valabile exprimate 19, din care pentru 18, împotrivă 1, nicio abținere. Deci cu 18 voturi pentru, domnul Moldovan Liviu va face parte din Consiliul de Administrație la Liceul cu program sportiv. Proiectul 8, deci trece și acesta. Proiect de hotărâre numărul 9 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 263 din 29 septembrie 2021 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 din 14 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Onești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator Neghină Victor Laurențu. Vă rog, raportul de specialitate. După aprobarea actului amintit anterior, s-a constatat că în cadrul acestuia s-a strecurat o greșeală, respectiv la articolul 1 a apărut că se modifică hotărârea Consiliului Local 224 din 19 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Onești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2021, în loc de hotărârea Consiliului Local 223 din 14 septembrie 2021. Așa cum este corect. Față de cele prezentate, spunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Avizul comisiei, comisiilor, comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu, votul dumneavoastră, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul numărul 9 trece conform propunerii inițiale. Proiect de hotărâre numărul 10. Pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 205 din 17.08.2021 privind modificarea și completarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Onești prevăzute în hotărârea Consiliului Local numărul 39/1999 și a hotărârii Consiliului Local Onești numărul 210
din 8-9-2021 privind modificarea și completarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Onești, prevăzute în hotărârea Consiliului Local numărul 39 din 1999. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Vă rog raportul. Având în vedere adresa instituției prefectului județul Bacău, prin care ne solicită reanalizarea hotărârilor Consiliului Local 205/2021 și 210/2021, pentru care, prin prezentul proiect de hotărâre, se propune modificarea și completarea celor două acte menționate în sensul introducerii unui nou aliniat. Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi supuse procedurii de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrative teritoriale, conform prevederilor art. 289 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deși proiectul numărul 10 trece conform propunerii inițiale. Trecem peste punctul 11, probleme de interes local diverse, pe care îl lăsăm la urmă și mergem spre partea suplimentară a ordinei de zi cu punctele 12, 13, 14. Proiect de hotărâre numărul 12, primind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. pe anul 2021, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 109 din 10 mai 2021. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Raportul de specialitate, vă rog. Prin nota de fundamentare înaintată de către SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. se solicită modificarea planului de investiții pe anul 2021 ca urmare a necesității achiziționării unui container frigorific, toată acestuia făcându-se din surse proprii. Necesitatea acestei achiziții este justificată în conformitate cu regulile de bunăstare animale, evitând astfel degradarea hranei pentru câini, precum și evitarea aplicării unor sancțiuni către organele de control competente. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun proiectul votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul trece conform propunerii inițiale. Trecem la proiect de hotărâre numărul 13, privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Onești pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Având în vedere cererile pentru acordarea unui sprijin financiar depuse de către unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, care desfășoară activitatea municipiului Onești, pe prezentul proiect se spune spre aprobare alocarea sumelor necesare pentru Ordinul Fraților Minori Capucin, cu Cucuria Fericitului Eremia Onești și Parohia Romano-Catolică Sfântul Petru și Pavel Onești. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre numărul 13. Nu sunt. Supunem votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul de hotărâre numărul 13 trece și el conform propunerii inițiale. Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 14, pentru constituirea Comisiei de Verificare în Teren a situației locative a chiriașilor din locuințele construite în regim ANL din municipiul Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu. Vă rog, domnul secretar. Având în vedere solicitările consilierilor locale, este necesară desfășurarea activității de verificare în teren a situației locative a chiriașilor din locuințele construite în regim ANL
locuințe pentru tineri, destinate închiriere, care sunt situate în municipiul Enel, strada Victorului, numărul 1-8. Scopul constituirii comisiei este verificarea situației locative a chiriașilor din contractele de închiriere a locuințelor construite în regim ANL, în vigoare la data verificării în teren, în vederea întocmirii situațiilor anuale. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată, cu mențiunea că va trebui să faceți nominalizarea reprezentantului din partea Consiliului Local. De asemenea, votul este secret și la acest proiect de hotărâre. Da. Avizul comisiilor, vă rog, comisia numărul 1. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții și, dacă nu sunt discuții, propunere atunci pe... Eu aș avea o sugestie. Poate fi catalogată și ca fiind un amendament. Avem la articolul 2 alineat 2 o perioadă pentru desfășurarea activității acestei comisii. Cred că nu ar trebui să pun o perioadă de desfășurare, pentru că e o comisie pe care o constituim acum și care își va desfășura activitatea pe parcursul mandatului. Adică e păcat să facem, să constituim comisia de fiecare dată când credem că este necesar. Comisie care... Într-adevăr, am fost o scăpare. Da, deci înțeleg că va fi un amendament în sens că perioada de desfășurare a activității comisiei de verificare este pe perioada mandatului actualului Consiliu Local sau Consiliului Local. Dar acțiunea rămâne ultima variantă, e ultima frază sau ultima teză. Între orele 14 și 20 este, da, în regulă. Da? Da. Da. Un amendament, dacă sunt discuții. Da, dacă sunt discuții pe acest amendament. Se poate, doamna președinte? Da, poftiți, doamna Cicoș. Cred că n-ar fi cel mai fericit lucru să facem mandat în comisie pe încă 2 ani jumătate. Haideți să împărțim perioada măcar la 12 luni, că poate mai e nevoie să schimbăm câte ceva. Ce? Dar se poate schimba și peste 2 luni de zile componența comisiei. Cu un proiect în Consiliul Local, alineatul 2 era legat doar de perioada de desfășurare a activității comisiei. Comisia cărei componență nu e neapărat să fie aceeași pe această perioadă a mandatului, pe durata prevăzută. Deci vă referiți doar la mandat și nu la membrii comisiei. Da, e clar că da. Da. Componența comisiei poate fi modificată. Și dacă vorba nu se poate, vorba să facă parte. Și altfel chiar. La un moment dat s-a propus... A ridicat problema domnul Zarzu și eu am fost... care l-am recomandat pe dânsul, dar dacă vor și alți membri din Consiliul Local să facă parte, putem să o și extindem. Poate nu poate să fie domnul Zarzu într-una din zile și poate să fie alt consilier, dacă ar mai fi și un al doilea, treilea. Cred că ar. Nu știu. Nu știu. Acum nu știu cum e cadrul legal. Am putea prinde de varianta prin rotație câte un membru fiecare lună, asemenea președintele de ședință, sau poate chiar președintele de ședință să facă. Nu știu dacă vor toți. Da, dar nu știm dacă vor toți. Domnul Zarză s-a oferit. Dacă se mai oferă încă un consilier să facă parte din comisie... Dar ar trebui un pic de continuitate, pentru că dacă e o persoană care cunoaște și începe să se obișnuiască cu această problemă. O propun pe doamna Ali, pentru că și dumneavoastră ei face parte dintr-o comisie. Da, și atunci... E bine, domnul Zarză și mai punem și de la PSD pe cineva și am... Sau de la... Ăștia cu mai multe. Deci, hotărârea va fi cu 3 reprezentanți din partea Consiliului Local, un reprezentant din partea fondului locativ și un reprezentant din Poliția Locală. În aceste condiții, pe situația locului de hotărâre era prins ca și președinte, reprezentantul Consiliului Local, v-aș ruga o propunere ca și președinte din cei 3 nominalizați.
astăzi. Ceilalți vor fi membri cu... Domnul Zahar. Păi, până la urmă, cei trei ar trebui să-și aleagă președintele. Da, cei trei. Deci propunerea, doamna Ane, domnul Zahar. Domnul Zahar, președinte, da. Deci domnul Zahar cu președinte, domnul Cipulescu, doamna Ane, membri, împreună cu ceilalți președinte. Deci acesta este proiectul de hotărâre. Amendamentul doamnei Pașcu trebuie votat înainte. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Deci amendamentul trece. Acum să vedem dacă sunt... La persoană, nu? Sau da, la... la persoană, da. Vot secret pentru membrii comisiei. Da. Pentru, împotrivă sau abținere pentru întreaga comisie. Votul
lucruri valabile exprimate pentru comisie 19, pentru 18, abțineri 1. Deci proiectul de hotărâre trece, având în componența comisiei pe domnul Zarzu, doamna Ane și domnul Cimpoieșu. Da. Acum, dacă sunt discuții pe marginea proiectului în general, dacă nu, să-l votăm. S-a votat amendamentul. Amendamentul a fost la liber și proiectul secret. Da. Și acum la liber. Da, am epuizat și ultimul punct de pe ordinea de zi, am ajuns la diverse. Cine se înscrie la diverse? Eu aș vrea foarte scurt să am o intervenție. Vreau să-i mulțumesc că mă aici împărăși pentru că la începutul ședinței am mulțumit medicilor de la Spitalul Municipal Onești, care într-adevăr în perioada asta trec într-o perioadă extrem de grea. Având pe colega noastră care ne-a povestit, cu care cu siguranță știe ce se întâmplă în spital și știe că efortul este aproape supraomenesc. Cred că ar fi bine să ne responsabilizăm. Știți, treaba asta cu vaccinarea nu este obligatorie, însă cred că ar trebui să constituie o chestiune de responsabilitate socială. Ar trebui să fie un gest civic. Și cred că e foarte bine să ne gândim la cei din jurul nostru. Nu știu dacă sunt mulți cei care pot să-și imagineze cam cum arată la momentul de față zică de terapie intensivă din Spitalul Municipal Onești. Cred că ar trebui să fim foarte responsabili și să înțelegem că dacă în toată lumea asta, și dăm exemplu țărilor civilizate, ne uităm la Emiratele Arabe, ne uităm la Portugalia, ne uităm la țările nordice, când avem procente de vaccinare de peste 90%, adică dacă s-a vaccinat o lume întreagă, este absurd să ne gândim că noi n-ar trebui să ne vaccinăm, că ne face rău. Adică, sunt nicio formă, nu vom cuceri noi lumea, vor muri toți aia vaccinați și o să rămână ăștia 70% din români care nu s-au vaccinat și care o să trăiască. Deci, e o treabă care are legătură cu responsabilitatea, pentru că în fiecare zi, cred că fiecare dintre noi pierde câte un om drag sau câte un om cunoscut. Cred că sunt mai bine de 2 săptămâni în care, în fiecare zi, auzim de câte cineva care a plecat dintre noi. Lucru care ar trebui să ne ridice niște semne de întrebare și ar trebui să ne responsabilizeze într-o oarecare măsură. Și ce să mai spun? Îi doresc la mulți ani colegului nostru, Marcel Bujor, că este ziua dumneavoastră astăzi și îi doresc multă sănătate. Îi mulțumesc pentru aportul extraordinar pe care îl aduce Consiliul Local, pentru maturitatea politică de care a dat dovadă de la începutul acestui mandat. Și sper că în continuare să facem nicio o frumoasă împreună. Mulțumesc mult! Aș vrea să mulțumesc colegilor mei consiliere Partidului Mișcarea Populară, pentru că în vot, cu vot democratic, transparent, m-au ales liderul consilierilor în locul fostului nostru coleg Cristian Alexandru. Sper să nu-i dezamăgesc. Mulțumesc! Mulțumire. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră. În urmă cu un an, la depunerea jurământului, îmi exprimam dorința să avem o bună conlucrare și o susținere cât mai puternică și o bună colaborare cu dumneavoastră consilierii. Pot să spun cu bucurie că de mai bine de jumătate de an proiectele propuse au trecut, nu doar că au trecut în unanimitate, lucrul care, pentru care vreau să vă mulțumesc, pentru că ați înțeles că trebuie să lucrăm împreună pentru comunitate. Aștept și proiecte din partea dumneavoastră oricând la discuții. Știți bine cei care au depus proiecte că am fost deschis la discuții și am susținut întru totul orice inițiativă bună pentru comunitate. Cum am spus la începutul ședinței, îmi propusesem un bilanț pentru sfârșitul lunii când se împlinea un an de la depunerea jurământului. În urmă cu un an, pe 31 octombrie, am depus jurământul pentru funcția de primar. Într-un cadru festiv,
asemănător, ca și perioadă, nu erau mari diferențe legate de pandemie. Promiteam la momentul respectiv că voi face tot ce este omenește posibil pentru a nu dezamăgi și pentru binele comunității. Promiteam transparență maximă, de care, zic eu, că am dat dovadă, iar acum la moment de bilanț vin și cu cifre, tocmai pentru a întări acest lucru. Am pus la începutul ședinței, v-au fost înaintate niște materiale, tocmai pentru a trece prin ele și dacă cumva mi-a scăpat ceva, să răspund la întrebări. Voi trece foarte scurt prin ele, nu le voi enumera pe toate, dar voi enumera o parte dintre ele pentru oneșteni, pentru că această ședință este transmisă în direct, este preluată și de partenerii noștri de la presă și va fi probabil bine mediatizată. Oneștenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră. În acest an au fost realizate la nivelul municipiului Onești mai multe lucrări de reparații, întreținere, investiții. Dintre acestea aș vrea să enumăr, la începutul, în urmă cu un an, îmi propuneam reabilitarea 1000 de locuri de parcare. La acel moment mulți au crezut o declarație ușor fantastică. Iată că la un an de zile de la momentul respectiv avem 1263 de locuri de parcare reabilitate, s-au așternut 6965 de tone de asfalt. În acest material aveți și zonele pe care oricum le voi face și publice în mediul online pentru a fi verificate, pentru că n-am vrut să fie doar o cifră. Fiecare om, poate dacă spuneam 1200-1300, mulți spuneau unde ar fi. Nu, am pus și lista ca oricine să poată verifica în zona lui dacă am greșit cu ceva. De asemenea, au fost reabilitate mai multe zone pietonale, aproximativ 18.000 de metri pătrați de pavaj au fost montați până acum, cu bordurile aferente și toate lucrările conexe, trepte, glafurile din zona hotelului, lucrări în valoare de 2.870.000. Toate prețurile, n-am specificat în material, dar vă spun acum, toate prețurile sunt fără TVA, mai trebuie înmulțite cu 1,19. Au fost achiziționate sau sunt în curs de achiziționare, de livrare, în diferite faze, dar anul ăsta vor veni toate, mai multe utilaje. Utilaje în valoare de 1.874.000, aproape 19 miliarde lei vechi, utilaje mai mult decât necesare bunii funcționări a societății din subordinea Consiliului Local, este vorba de DPP, cei care în acest an s-au întrecut pe ei prin cât au lucrat. Mai avem nevoie și de alte utilaje, mai avem nevoie în afară de ce voi enumera, este vorba de un tractor cadere, deja a venit, o platformă PRB a fost adjudecată, așteptăm să vină, un buldoescavator, o mașină de marcaj rutier a sosit, o autobasculantă achiziție, în curs de desfășurare, dar va fi achiziționată tot în acest an, un mini-încărcător, o utilitară pentru câini. Toate aceste utilaje însumează aproape 19 miliarde lei vechi, bani din fondurile primăriei și din fondurile societății DPP, bani care există și sunt achitați. Nu, niciun utilaj nu este luat în rate, va fi achitat integral în acest an, din banii din economiile din acest an. S-a aprobat azi și achiziționarea unui container frigorific în valoare de preț estimat 50.000, urmează să face o licitație. Au fost achiziționate acele toalete publice despre care foarte mulți și-au pus multe întrebări, cât costă oare acele toalete.
Valoarea toaletelor la cele patru toalete la un loc este de 128.000, undeva vreo 7.700 de euro, din câte mi-aduc eu aminte. Cișmele, coșuri de gunoi, 200 de lei un coș de gunoi, ăsta este prețul final. Societatea respectivă nu era plătitoare de TVA, aici este preț cu tot cu TVA, 200 de lei per coșuri. Fântână arteziană, 127.000 fără TVA. S-au achiziționat în primăvară 3.400 de trandafiri, 54.000, 3.000 de metri pătrați de gazon, gazonul care îl vedeți în sensurile giratorii și pe scoarurile de pe Bulevardul Oituz, în valoare de 37.000, locuri de joacă. Aici este o licitație în desfășurare. Cred că numai doamna Irina Angel nu este în sală, nu? Am înțeles că sunt depuse oferte. Există banii, le vom achita anul ăsta din banii din acest an. 15 ansamble de locuri de joacă, locuri de joacă mai mari și zic eu mai frumoase decât ce s-a montat până la ora actuală în, la nivelul Oneștiului. Tot în, se pregătește documentația, dar eu cred că vom reuși să achiziționăm și stațiile de autobuz. Cred că fiecare dintre dumneavoastră a văzut în ce hal arată multe stații de autobuz, mai ales cele din cartiere. Sunt stații... Bine, a fost și o valoare destul de mică. Din câte mi-aduc aminte, vreo 2.500 de lei a costat acea stație. Au fost achiziționate în mandatul trecut, când am fost primar. Acum sunt arată destul de rău. 10 stații noi, una pe Bulevardul Oituz de 5 metri, 9 în diferite zone ale orașului și cartiere de 3 metri, ceva mai mici, dar mult mai frumoasă decât ce a fost. Nu am uitat nici de blocul Libertății. Este un bloc în care multe familii, mulți oneșteni își duc acolo traiul. Ba mai mult, există, am informații că în primăvara viitoare blocul Q va fi evacuat. Deja mulți dintre locatarii blocului Q au făcut cereri pentru Libertății 1. În Libertății 1, în mandatul trecut, am izolat acoperișul blocului, am montat termopane la etajul 4. Între timp, mare lucru nu s-au făcut în afară de cele gratii. Începând cu începutul acestui an, au fost achiziționate și montate ușile la ultimul etaj, este vorba de 51 de uși metalice, s-a luat parchet și gresie pentru ultimul etaj. Valoarea ușilor, parchetului și gresiei este de 40.500. A început montajul la gresie, dar ieri după o vizită în teren în care am fost total nemulțumit de ce am găsit, s-a dispus scoaterea gresiei și parchetului și înlocuirea pe banii constructorului, montaj defectos, și constructorul și-a asumat, deja s-a apucat să scoată și să monteze pe cheltuia la proprie, așa cum trebuie să facă lucrările, adică nu dacă este evazat, acum ne batem joc. Nu mai comentez, cert este că se va remedia problema și se va face treaba așa cum trebuie. Tot în blocul evazat, blocul Libertății 1, vă spuneam că va veni o perioadă grea, mai ales, încă o dată vă spun, de bătrânii, foarte mulți bătrâni în blocul Q, cel din spatele actualului Leonardo, fostul cofetăriei Crinu, cred că știți despre ce e vorba, a fost cumpărat blocul respectiv și urmează a fi evacuație. Mulți bătrâni, multe persoane cu posibilități materiale reduse. Și într-o bună parte și pentru acești oameni am accelerat reabilitarea pe cât posibil la blocului Libertății 1. A fost demarată achiziția pentru termopane pentru întregul bloc, 344 de metri de termopan, 227 de geamuri. Valoarea achiziției estimată este de 165.000, achiziția este în curs, nu știu dacă s-au terminat depunerea de oferte sau nu. De asemenea, tot în acest an a fost reabilitată sala de box de care am mai vorbit, valoarea reabilitării 95.184, se lucrează în acest moment la sala polivalentă, lucrări necesare pentru
obținerea autorizației PSI, valoarea lucrărilor 664.000 bani de la bugetul local. Sperăm să finalizăm lucrările până la sfârșitul anului. S-a achiziționat o centrală, era nevoie de o centrală la școala numărul 1, valoarea a fost și recepționată centrala respectivă, 45.000. S-a elaborat proiectul tehnic pentru 8 centrale la ANL-uri. O mare problemă este la ANL, centralele de la ANL sunt foarte vechi, de când s-au construit ANL-urile, sunt depășite și fizic și moral, consumul este foarte mare, sunt foarte defectoase, s-a elaborat proiectul tehnic, sau e în curs de elaborare documentele pentru proiectul tehnic, valoarea proiectului 12.800, valoare estimată 978.000 fără TVA, aproximativ 12 miliarde de la bugetul local, înlocuirea centralelor respective. La final vă voi povesti și despre bani, că avem și bani pentru tot ce povestesc acum, banii există în bugetul local. Extinderea rețeei energie electrică Calea Brașovului finalizată, extindere rețea energie electrică Calea Bacăului scrie în execuție, dar eu știu că e cam terminată și extinderea respectivă, extindere rețea industriilor, atribuire contract execuție. Doamna Irina, ce înseamnă asta? La industriilor. La industriilor. Energia electrică. Energia electrică. În ceea ce privește energia electrică, strada industriilor n-a fost avut în vedere pe iluminatul public și am făcut o modernizare a străzii, facem un dalii acum, să băgăm pe APM, am găsit o sursă de finanțare, să facem un dalii repede, actualizăm și... Ok. Extinderea rețea gaze Victor Babes s-a eliberat autorizația de construcție. Primăria a achitat suma pentru realizare. Realizarea stă în sarcina furnizorului de gaz sau distribuitorului de gaz. Tot acest, în acest an au fost, s-au impus reparații urgente la școala numărul 9. A fost refăcut acoperișul, reabilitat acoperișul, un proiect în valoare de 339.000 de lei. Este realizat în proporție de 99%, după cum spunea, nu s-a făcut încă recepția, dar mare lucru nu mai este de făcut. Reparații la Moisil 130.000, extindere gazei Calea Judului, s-a obținut autorizația de construcție. Extindere și modernizare iluminat public. De acum încep așa zisele ușoare probleme, dar pentru Onești nu sunt probleme. Pentru alte localități vor fi, din informațiile care le-am, vor fi multe localități care vor renunța la proiecte. Se impun, după cum fiecare dintre dumneavoastră știți, au crescut foarte mult prețurile în ultima perioadă și se impun ajustări de prețuri. Multe localități care au proiecte pe fonduri europene n-au bani pentru aceste ajustări de prețuri. Estimarea, o primă estimare care nu știm dacă la acest moment dacă este exactă, dacă va fi mai mare sau mai mică, deși nu cred, pentru iluminatul public 1,3 milioane, 1.300.000 de lei, 13 miliarde, modernizare casa de cultură, zona, platou, piațeta casei de cultură și biblioteca municipală, cel puțin 2.323.000.000. Încă un lucru care, de care are mare nevoie Oneștiu și există un blocaj la nivelul comunității noastre, pentru cei care doresc să facă investiții, este vorba de planul urbanistic general. Se reia licitația, a existat o licitație la care nu s-a prezentat nimeni, reluăm licitația din cererile de la mai mulți proiectanți, s-a făcut un preț mediu estimat. În cel mai fericit caz, dacă se adjudecă această licitație, ar trebui să avem PUG-ul în 2 ani, dar menționez încă o dată, este un caz fericit. Valoarea estimată 1,5 milioane, 15 miliarde.
S-a reluat, pentru cinematograful Oitus se evaluează ofertele faza Dali, Stadion Energia Seria, achiziția nu s-a prezentat, a mai fost odată, a fost licitație pentru Daliu, pentru Energia Seria, licitația. La heliport suntem la elaborarea documentației, au fost proiectanți în zonă, am găsit și soluții pentru rețele, au fost la un moment dat, am avut un mic impas legat de rețele, de niște conducte de apă și de gaz, dar înțeleg că s-au găsit soluții. Valoarea estimată a heliportului se ridică undeva la 600.000, în afară de documentație. Cartier Slobozia și Borzești, vorbeam despre rețelele, rețeaua de gaze și de gaze din aceste două cartiere. Au fost achiziționate studiile de teren și studii de fezabilitate în valoare de 270.000, sunt în curs de execuție. Eu îmi doresc și din discuțiile care le-am avut cu colegii de specialitate ca în 8-9 luni să fie adjudecată lucrarea, fiind bani de la bugetul local. E mult mai simplu, nu stăm să căutăm. Da, bun, dacă între timp se ivește vreo minune, să găsim vreo finanțare, nu ne dăm într-o parte. Accesăm tot ce se poate accesa. Echipa s-a mărit, s-a consolidat la Serviciul de Integrare Europeană. Am mare încredere în, atât în colegii vechi, cât și în cei noi, că vom face treabă bună, că odată spun, nu ne vom da în spate, dar vreau să-i asigur pe cetățenii celor două cartiere că dacă nu vom găsi, avem bani de la bugetul local, din estimările noastre, undeva la 3 milioane de lei, 30 de miliarde, vom introduce gaze în cele două cartiere. Extinderi iluminat bloc RAFO a trebuit modificată, știți bine, într-o ședință anterioară mai trebuia o diferență, este în curs de atribuire contract. Creșa vom avea luni încă o ședință de consiliu, după cum vă spuneam mai înainte, sperăm să o sperăm. Trebuie, nu există, nu pun la îndoială, luni marți trebuie să depunem pentru Creșa. La Colegiul Petru Poni s-a elaborat certificatul de urbanism și se elaborează daliul. Nadia Comănici, tot la fel Dali, în curs de elaborare, modernizare strada industriei, nu, modernizare infrastructură. Aici avem iar Dali tronsonul 2, urmând și tronsonul 1. La 1 se reia achiziția, la 2 este în curs de elaborare. Dacă vom găsi finanțare, bine, dacă nu vom face parte din ele pe bugetul local, oricum ne trebuie Dali și proiectare și proiect tehnic, tot ce, dacă vom avea și proiect tehnic, ne ajută mai mult la accesare. E proiectul, cu cât e mai matur proiectul, cu atât avem șanse mai mari de finanțare, dar dacă nu vom găsi, am în vedere continuarea lucrărilor și pe bugetul local. Ghiță Mocanu, văd aici o ajustare de 160.000, dacă e doar atât, Doamne ajută, nu-i problemă, îi suportăm de la bugetul local. Grădinița Magnolia s-a ajustat prețul cu 88.000. Reabilitarea școlii 1 este o necesară ajustare de preț de 200.000, sperăm undeva în jurul lunii ianuarie să fie adjudecată lucrarea și să identific, să avem un constructor. Grădinița Năzdrăvanii s-a emis certificat de urbanism. Sediu ambulanță, astăzi au venit, am avut o mică sincopă la sediu ambulanței legată de o expertiză. Astăzi a venit expertiza, a fost, din câte am înțeles, a decedat fostul expert sau ceva de genul și a trebuit să facem o achiziție alt expert. A reluat de la zero neștiind, dar astăzi ne-au trimis documentele. În două zile constructorul, proiectantul ne va da documentația și se va relua. Constructorul ne-a promis că în momentul în care au documentele, într-o lună de zile, sediul ambulanței va fi funcțional. Pentru reabilitare, sala Nadia Comănici, săptămâna viitoare
se comunică Daliu. Aici sperăm să găsim o finanțare pe undeva, din câte am înțeles, se ridică undeva la 3 milioane și ceva, înlocuire, acoperiș, reabilitare totală a sălii polivalente. Ce am vorbit în prima parte este vorba doar de ce ne trebuie pentru a obține autorizația, lucrările minime pentru a obține organizația PSI, autorizația PSI. Dacă vom avea autorizație PSI, vom mai putea avea unele activități chiar și în această situație în care este sala, dar ne dorim ca anul viitor să găsim finanțare pentru a reabilita în întregime sala polivalentă. Modernizare calea Adjudului, aici avem daliuri și urmează să depunem pe PNDL calea Adjudului, calea Bacăului, știți despre ele, ca și calea Brașovului, au tot fost în ședințele de Consiliu și aveți cunoștință. Bun, cam ele ar mai fi câteva de enumerat, dar în mare am cam trecut prin ele. Le aveți fiecare dintre dumneavoastră. Dacă aveți cumva întrebări, cu drag vreau să le clarificăm. Dacă mi-a scăpat ceva, dacă credeți că s-a mai făcut ceva la nivel de oameni și nu aveți cunoștință de prețuri sau de starea lucrărilor, vă răspundem, atât eu cât și cu ajutorul colegilor din primărie. Eu aș vrea să zic două cuvinte. Vă rog. Înainte de 27 septembrie 2020, n-aș fi crezut niciodată că Laurențiu Nechină poate fi un primar pe care să-l agrez și cu care să pot colabora. La acest moment, chiar dacă poate nu este politicianistă atitudinea mea și nu se întâmplă la nivel înalt, eu am puterea de caracter să recunosc că Laurențiu Nechină este un primar care își face treaba. Și vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți. Vreau să vă comunic că puteți miza pe colaborarea noastră și ați văzut până acum că de fiecare dată când a fost nevoie am fost alături în toate proiectele care sunt benefice acestei comunități și mi-aș dori să o țineți tot așa. Și să nu lăsați garda jos niciun moment, pentru că, într-adevăr, orașul acesta are nevoie de un om care să se implice în problemele lui și căruia să-i pese un piculeț de comunitate. Și eu pentru asta vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru apreciere. Nu înainte de a încheia, spuneam că la final voi vorbi despre aceste sume pentru ajustările de prețuri. La acest moment, în contul curent al primăriei Onești, există 12,7 milioane de lei, 127 de miliarde bani din economiile făcute în acest an. Eu am credința și speranța că vom termina anul undeva la aproximativ 12 milioane de lei excedent bugetar, bani cu care vom asigura cofinanțările pe atât cofinanțările pe proiectele europene, cât și cofinanțările proiectul de apă canal. Există și acolo cofinanțare de cred că 14 miliarde, e partea noastră. Despre ce vorbeam mai devreme, toate investițiile și ajustările de prețuri. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare. Vă spun sincer că nici eu spuneam acum un an că mi-aș dori o bună conlucrare cu întregul Consiliul Local, dar nici mie nu prea îmi venea chiar să cred că va fi chiar așa. Pentru asta țin încă o dată să vă mulțumesc pentru... Vă rog. Nu funcționează microfonul în zonă, sper să nu fie cu... Voi prezenta și eu felicitările de ridicare pentru munca întreprinsă în acest an de zile până acum. Însă aș avea două chestiuni pe care vreau să le puntez. Cred că este, mi-ar fi plăcut și cred că este, ar fi fost corect să amintiți și de post administrație în ceea ce privește investițiile făcute, proiectele preluate de la acesta, mai mult decât stațiile de autobuz. Am ascultat cu atenție discursul și singura chestiune, când ați amintit de ei, a fost acesta, punctul 18 de pe lista dumneavoastră, cu stațiile de autobuz. Consider că, așa cum a fost cu bune curele, are mai multe merite decât și ar trebui să ar fi corect să le amintiți.
și la fel, lecturând lista dumneavoastră, ar fi cumva, nu aș vrea să fac acum o paralelă, dar trebuie amintit și meritul Consiliului de Sean Bacău, unde avem o persoană la foarte... Nu doar la strada industriilor, cred că au un merit foarte important și la reabilitarea spitalului de ambulanță despre care s-a vorbit și cred că ar trebui amintit unde avem o persoană foarte, foarte importantă, pentru prima dată un om cu o poziție semnificativă în cadrul Consiliului de Sean, care este alături de acest oraș. Vă mulțumesc încă o dată și pentru răbdare și intervenție. Nu m-am dat niciodată în lătură de a recunoaște meritele. Eu am spus de întotdeauna, o bună conlucrare am avut în mandatul trecut cu domnul președinte Dragoș Benea. Un om care și-a respectat cuvântul, noi avem primiri urgențe moderne și 3 secții reabilitate în cadrul spitalului, 4 secții, orele, oftalmo, neuro și interne, nu? Așa, printr-o bună colaborare cu Consiliul Județean. A existat, a fost un om de cuvânt, nu am niciun fel de problemă să menționez și buna credință a domnului Hrebenciuc. Mulți îl blamează, dar pentru mine a fost un om de cuvânt în relația care am avut-o cu PSD-ul, a intermediat o relație bună cu Partidul Social Democrat în vechiul mandat. Iar domnul Benea, ce să spun, pentru mine a fost un om de cuvânt în relația primărie-Consiliul Județean. Au fost proiecte care le-am pornit împreună și s-au materializat. Eu am făcut un bilanț a ceea ce s-a întâmplat cu banii oneștenilor. Am prezentat fondurile oneștenilor, bani din bugetul primăriei Onești. Dacă aș fi vrut să mă eschivez, n-aș fi pomenit la momentul ăsta lucrurile bune care s-au întâmplat, inclusiv în vechea perioadă în care am condus Onești. Pur și simplu, astăzi am prezentat ce se întâmplă la nivel local, ce se întâmplă cu banii oneștenilor, cu finanțările și problemele care, la nivel de Onești, ar fi putut să existe, dar nu există. Dacă alte localități în România renunță, sunt în situația de a renunța la proiecte europene deja câștigate pentru că n-au bani pentru ajustările de prețuri, Oneștiul nu este în această situație. Mulțumesc și încerc scuze pentru această scăpare. Considerați-o acum remediat. Dacă mai dorește cineva să discute... Pentru să la final și pentru a mai despreți frunțile și a încheia într-o privat mai sănătos, așa, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să le rugăm pe domnul primar, indiferent de guvernările care vor fi, să nu treacă la ODMR. Noi consilierii probabil vor urma și vor face organizații ODMR prea putin. Eu la cum duce eu. Mulțumesc. Marile agenții de presă au speculat și au înlăturat acel smiley pus după afirmația mea, deși a fost o ironie, dar luând-o în altă ordine de idei, să recunoaștem că totuși UDMR-ul face legile în România. Este o glumă care nu acum circulă, noi votăm din 4 în 4 ani să aflăm cu cine guvernează UDMR-ul.
cred că un singur an în istoria post-revoluționară UDMR-ul n-a fost la putere. Iar dacă ne uităm cum sunt împărțite sumele, e, din punctul meu de vedere, o bătaie de joc la adresa românilor. Nu se poate. În decembrie îi se acordă Ghimeș, cred tot Ghimeș Făget au fost cei care au primit 10 miliarde, 1 milion de lei în condițiile în care orașele bune, măricele, orașe care au fost în grațiile guvernării, au primit 600 de mii, nu se pune problemă de Onești. Oneștiu a fost faultat și în decembrie, a fost faultat și acum. Iar acum primește Ghimeș Făget 750 de mii în condițiile în care Comănești, Moinești primesc 600 de mii. E o bătaie de joc la adresa românilor în țara noastră. Da. Dacă aveam mai multe numere, dacă ei cu 5% pot face reguli în România, e grav. E de plâns, nu e de râs. Noi glumim, ne amuzăm, dar pe mine mă doare inima să știu că se întâmplă, că mi-este, așa cum am spus, începe să-mi fie, și acolo a fost o ușoară ironie, dar cam asta e formula. Aproape începe să-ți fie rușine să spui că ești român în România. Ca să nu mai spunem cât de rușine ți este să spui că ești român în afară. Avem oameni și valori. Să nu uităm numai... Să nu există păduri fără uscături, dar avem medici în lume, avem ingineri recunoscuți în toată lumea, avem și oameni de calitate care ne reprezintă frumos în afara graniților țării. Eu vă mulțumesc mult pentru că mi-ați acordat timpul să... O să vorbim despre noi, normal. Sunt foarte mulți muncitori români care chiar fac cinste acestei țări. Mai sunt, eu nu zic că nu sunt. Nu că mai sunt. M-am referit la perioada asta în care suntem oaia neagră a Europei, că suntem cu vaccinul la 25%. Nu au nicio treabă acei oameni care își văd de treabă, că au conducători incompetenți. Asta l-ați înțeles. Nu am înțeles foarte bine. Am fost delegat și exprimat. Nu mă aștept să înțelegeți mai mult decât. Ați înțeles la începutul ședinței două, trei chestii după care... Da, mult. Da. Dacă nu mai are cineva de spus ceva, dacă nu vreau să felicit și eu pe domnul primar pentru tot ce a realizat într un an, în timpul mandatului, mă uit la această listă care este lungă și să o citești. Dar câte realizări sunt. Dacă după un an sunt atâtea, îmi imaginez cum va fi orașul acesta la finalul celor 4 ani. Un oraș modern în care ne va Mai rămâneți 5 minute. Declarăm închisă ședința.